Românilor în general și probabil creștinilor în particular le place să fie fericiți. De aceea în traducerea Cornilescu apare cuvântul fericire în loc de binecuvântare de foarte multe ori. Și lângă fericirile pe care le știm noi din predica de pe munte, mai există o fericire care nu o prea luăm noi în seamă. Apostolul spune în cartea Apocalipsa: ferice de cel care citește, ferice de cel care împlinește cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta vom încerca, printre altele, să gravităm în jurul cuvântului lui Dumnezeu, să vorbim despre cuvânt, cât ne încurcă, cât ne ajută, dacă ne ajută, dacă ne încurcă, dacă îl putem înțelege mai mult sau mai puțin, mai ușor sau mai greu. Și cu cine credeți că o să am eu dezbatere în seara aceasta decât cu niște tineri foarte faini care sper că sunt legați de cuvântul lui Dumnezeu. Oricum, vă mulțumim că ne-ați primit în casele voastre. Dați-mi voie să-mi prezint invitații din seara aceasta, fiind miercuri seara, nu? Cu tinerii. Îi avem invitați pe... Raul, bine ai venit. David. David, praștea e la tine? Da, sper întotdeauna. Sper să nu fiu eu Goliat. Amina. Amina, asta e de la Amin. Amin, a, Amina. Da. Deci a așteptat tata o fată și când a venit a zis Amin. Amin, aoleu. Asta nu m-am gândit. Amin, da. Apoi îl avem pe? Adi. Adi, tu ești sufletul petrecerii, la... am înțeles, da? Bun? Florentina. Florentina, așa, ți-au plăcut mult florile și mama s-a gândit să spună numele Florentina. Nu știu. Nu știu, dar n-ai întrebat-o niciodată de unde ce ți-a pus numele ăsta. De ce Bianca am întrebat-o, da, știu, dar de Florentina nu. N-ai fost curioasă? Nu. Și nici ea nu ți-a spus. O, după emisiunea din seara asta e un subiect de discuție. Mama, totuși, de ce sunt eu Florentina? Clar. Clar, clar. O să-ți spună, s-ar putea să fi pierdut foarte mulți ani o istorie foarte faină. Cine este? Probabil. Probabil nu ești sigură. Bun, întrebarea mea este că le-am promis că o să discutăm ceva despre Sfânta Scriptură. Cum vedeți voi Biblia? Hai colom de acolo. Eu o văd într-un mod interesant, adică poți să înveți foarte mult, dar poți să te afunzi în anumite subiecte și să nu mai știi să ieși. Și dacă nu ai îndrumarea potrivită, poți să rămâi blocat acolo foarte mult timp și eventual și să renunți la a mai încerca. Și atunci, că tu te-ai băgat, tu te-ai înfundat cu chestia asta, dacă eu aș citi Biblia, așa aș ajunge undeva unde nu înțeleg, mi-ai propune în prima fază să stau acolo până înțeleg sau sar, mă duc mai departe și... Personal aș zice să săritura e cea mai bună. Skip, la go on. Schimbarea și... subiectului, trecerea peste cartea respectivă, peste pasajul respectiv și cred că asta e cea S-ar putea chiar următorul pasaj să mă lămurească ce nu m-a lămurit celălalt. David. Pentru mine, din experiență personală, pot să spun că chiar a fost îndreptarul lui Dumnezeu pentru viața mea. Încă din fragedă pruncie, Dumnezeu a rânduit astfel lucrurile încât să pot să memorez Biblia, să pot să învăț, deși în momentul când eram mic nu am provenit dintr-o familie care să fi fost parte a unei biserici evanghelice. Evanghelice, da, desigur, da. Nu era o biserică protestantă. Totuși am văzut modul cum Dumnezeu, prin providența Lui, poate să călăuzească un om care, în mod sincer, caută Scriptura. Când ai zis că îndreptarul, nu în sensul că tu erai strâmb și trebuia să te îndrepte, dar ai folosit un cuvânt biblic, da? Da. Am înțeles. Amina. Pentru mine, Biblia e ca un fel de manual cu instrucțiuni, pentru că ea mereu mi-a ghidat viața. Și consider că Biblia nu neapărat trebuie să fie o parte din viața unui tânăr, ci să fie viața. Amin. Deci e foarte importantă pentru mine. Asta e o chestie cam adâncă pentru mine. Biblia să fie viața unui tânăr. Da. Adi. Da, eu cred că e cuvântul lui Dumnezeu care schimbă vieți. Și e foarte important în viața unui tânăr. Tu vorbești asta și din experiența ta? Și sau din experiență, da. Ai văzut și la alții? Da, la părinți am văzut foarte mult asta. Părinții tăi au fost printr-o emisiune pe la mine, dacă nu mă înșel. Ei au avut ceva de schimbat. Foarte mult. Foarte mult. Și Biblia i-a ajutat. Da, deci ți-ai dat seama că i-a ajutat. De fapt, ca să nu vindem prea multe lucruri așa ieftin, noi filmăm și într-o biserică, într-un cartier unde oamenii aveau ceva de schimbat. Da. Adică un pic mai evident decât la alții. Au de schimbat foarte mult. Au de schimbat. Nu că noi n-am avea de schimbat, dar așa. Din experiența mea personală pot spune că Biblia m-a îndreptat și mi-a arătat pe ce drum trebuie să o iau, ce trebuie să schimb în viața mea și da, eu nu am fost și nu provin dintr-o familie de pocăiți,
Mi-a fost greu la început și m-am prins total de Scriptură, deci nu puteam face nimic fără a citi din Biblie, fără a mi îndrepta, deci toată viața mea se leagă de Biblie. Nu știu, nu pot să trăiesc, nu văd o zi fără ea. Eu am rămas vocal la chestia aia, cum mi-a fost mai greu la început cu Biblia sau cu bocăiții? Mi-a fost mai greu la început cu părinții mei, pentru că sunt total dezacord cu pocăința, cu chestiile astea. De exemplu, mama când mă vedea că citesc din Biblie, era foarte revoltată, să zic așa. Dar de ce? Nu înțeleg de ce, nici eu nu înțeleg de ce. Încă mă rog și... Bun, dar acum, pe bune, mama nu vedea că se schimbă ceva în viața ta? Da, au văzut multe că s-au schimbat în viața mea și au văzut că, cum să spună, sunt altfel de cum eram înainte, dar, nu știu, asta o făcea... Bun, și am înțeles, mamă, pe mine Biblia asta mă îndreaptă, că altfel... Am încercat să explic de multe ori și de fiecare dată, în fiecare seară, așa cum mi se întâmplă când merg cu Scriptura la ea, am unele seri în care aș vrea să împărtășie cu familia, să citim împreună, să ne rugăm împreună, gen, așa simt eu că trebuie să facem asta... Aș vrea, că acolo, cum spune și în Scriptură, unde sunt doi sau trei numele meu, sunt și eu alături de voi. Și asta caut mereu, să fim uniți în părtășie, să căutăm dragostea, să înțelegem Scriptura, să urmăm Scriptura. Bun, dar acum eu te văd așa foarte deșteaptă, cred că nu te duci la ei să bă, hai să vă pocăiesc, vă băgați în ea, da, nu? Nu aș face asta, clar, pentru că nu poți să-i spui unui om nepocăit. Așa. Bun, și-s părinții tăi, iubești, exact. Respecti, da. Dar merg așa seara și caut diverse subiecte cu surorile mele, fiind mai mici, le iau pe ele prima dată. Că, na, mă gândesc că poate pot să le atrag puțin. Dar nu merge. Mama, de fiecare dată când merg la ea și încep să citesc în cameră cu ea, sau asta spune că, hai, te rog frumos, te-au învățat ei. Te rog să te duci, că mă plictisești. Da, poate că asta e o chestie... Că încă are în minte că te-o spăla cineva pe creier, da, sau ceva și că nu-i viața ta și transformarea ta și acum tu vrei să o nenorocești pe ea când alții te-o nenorocești pe alții. Tot timpul mi-aud de la ea aceeași replică. Dacă îi spun că, dacă se întâmplă ceva în familia noastră și spun că Dumnezeu ne iubește și trebuie să ne bazăm și să ne încredem în El, în puterea Lui, în suveranitatea Lui, să ne lăsăm purtați de El. De fiecare dată mi-aud că... Eu îmi iubesc religia mea și nu vreau să-mi schimb religia, așa că... Dar nu trebuie, e creștină, și nu? Și am zis, e ortodoxă. Da, dar e creștină, deci nu trebuie să schimbe religia. Bate da, relația nu, cu Dumnezeu. Ea tot zice, ea, nu știu, termenul ăsta de pocăit, ea îl înțelege prin a schimba religia. Mă, în cel mai fericit caz, confesiunea, dar toți suntem creștini, urmașii lui Hristos. Dar trecem peste asta. Ce carte din Biblie îți place cel mai mult? E foarte, foarte adâncă și foarte desperea și te schimbă, chiar te schimbă. Eu mă gândeam cum să zici Cântarea Cântărilor, aveam inima așa. Nu că n-ar fi bună, da. Deci Apocalipsa, da. Dar nu acolo cu balauri neapărat. Nu, acolo am ajuns eu acum. Acolo am ajuns tu, da. Ai auzit ce-o zis el, nu rămâi cu balauri, du-te mai departe cu Iisus. Da, să cu... mai departe. Da. Ai o carte preferată din Scriptură, un pasaj din Scriptură preferat? Uite, voi, ca să vă ajut un pic, nu că ați părea voi neajutorat, să-mi spuneți fiecare o fată de care vă place din Scriptură. Nu, lasă-i pe ei, zi tu cu băiatul din Scriptură de care îți place sau ce vrei. Nu. Un verset preferat. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Da, de ce ți-e preferat? Mie îmi plac mai multe versete. Corect. Dar, nu știu, are ceva aparte. Pur și simplu, îmi place. Nu, acum, voi fetele, lor le place, nu au nicio explicație. Noi deja suntem turbo când auzim asta. Eu încerc acum să mă duc logic pe verset. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Așa, dacă n-am fi la televizor sau așa și ai fi deschisă cu mine, ai spune că sunt ispite să păcătuiești în viața ta? Da. Sunt multe ispite și cu siguranță doar cu Biblia și citind din Biblie îmi dau seama de anumite lucruri pe care, adică de care eu trebuie să trec și cumva apropiindu-mă atât de mult de cuvântul lui Dumnezeu, știu că lumea e mai încolo, afară și Dumnezeu și Biblia și Cartea Sfântă sunt cu mine. Deci să văd dacă am înțeles corect, când Biblia este aproape de tine, ea te ține aproape de oameni, dar departe de păcat. Nu neapărat aproape de oameni.
pentru că sunt unii oameni de care îmi doresc să mă despart și să-i țin cât de departe pot, pentru că nu sunt benefici pentru mine, dar există și anumite persoane care, adică pe care vreau în viața mea. Dar, da, atunci reformulez. Aproape de unii oameni, departe de orice păcat. Așa. Bun, am înțeles și eu. Nu m-am pentru mine. Da, dar nu știu, eu tot frumos. Așa. Ia zi tu cu fata aia din Biblie care îți place. Pot să zic că îți prima dată în postura asta să mă gândesc exact la un personaj biblic, dar foarte interesant mi se pare personajul Abigail. Mi se pare foarte interesant acea femeie. Vezi ce spui, înțeleapt. Că am o fată, Abigail. Frate. Câți ani are? Na. Deci fata Axa Abigail despre care vorbesc mi-a făcut-o cadou băiatul meu. Iar mireasă ziua bună. Da, da, așa. Bun. Pot să... Da, sigur, eu ce te-am întrebat. Acum te-am... deja... Te-am... Nu, am dat cuvățul în baltă, măcar să o scot cumva. Ok, știi de ce. Da, da. Domnul să o binecuvinteze. Amin, amin. Și pe ea, și copiii ei, și bărbatul ei, și pe bunicul. Amin. Mi s-a părut foarte interesant acest concept de femeie care știe să facă pace. E foarte, foarte rar întâlnită o persoană din aceasta foarte calculată, foarte dornică de a sacrifica, poate, chiar liniștea ei, pacea ei, viața ei. Pentru că dacă stăm să ne gândim, în momentul în care ea a venit în fața lui David, el putea să aleagă să facă orice cu ea în momentul când a mijlocit pentru bărbatul ei. Adică orice și o chestie mai din aia. Da, da, că da. David le avea cu astea. Da, era sport de performanță. Din ăștia care se sacrificau cu comando. Cu... Da, da, da. Știm departamentele lui de comando, cei 30 și ceva de viteje lui. Și mi se pare totuși că denotă foarte mult caracter gestul ăsta de a fi împăciuitor, a fi exact cum zice de fapt și Scriptura, să încercăm să stăm în acea spărtură pe care alții poate au făcut-o. Da, nu trebuie să fie vina noastră, dar totuși cumva cineva, chiar zice în cartea Isaia, dacă nu greșesc, caut un om. Deci la Abigail îți place numele sau caracterul? Cred că majoritatea fetelor de care s-a întâmplat să-mi placă, aș dori să spun că mi-a plăcut caracterul lor. Super. Mai ales caracterul lor. Da, nici numele nu te-ar deranja. Nu. Bun. Hai că deja îi crește tensiunea. Ce, uite, bă, cât îl ține pe ăsta. Și are și el fata lui, știi? Eu mă gândeam la Rebecca, soția lui Isaac. Îți plăceau oile sau ce? Da. Mirat puțin devotamentul ei și dorința de a urma un drum total necunoscut, adică să plece de la părinții ei de acasă, să plece dintre oamenii pe care îi cunoștea, să se ducă să se căsătorească cu un om pe care nu l-a văzut niciodată, doar pentru că... Ia bun, nu vorbeau pe Skype. Da. Probabil că își mai trimiteau ceva scrisori așa, da, între rude. Dar cu siguranță nu s-a întâlnit cu Isaac înainte și în momentul când a ajuns la Isaac, când a conștientizat că omul de pe câmp, așa este descris acolo, este de fapt Isaac, și-a acoperit fața. Și acesta mi s-a părut un aspect interesant pentru că foarte mult în vremea noastră o fată, dacă se înțelege foarte bine cu un băiat, începe să creadă că își poate permite mai multe. Însă, totuși, trebuie să fie o oarecare... Nu mai zi din asta, că mă duci cu gândul la Rut. Să vezi unde merge mie mintea, știi? Deci, când Rut vrea să se mărite, îi spune soacră-sa, știi, du-te lângă el și dezgolește-i picioarele lui, nu pe ale tale. Unele, nu știu cum citesc în Biblie, că mai mult pe al lor și le dezgolesc decât pe al lui ăla, dar nu, cred că n-ai vrut să spui chestia asta, că atunci nu dă bine. Da, da, deci mai mult acoperim decât descoperim, da? Da, auzi, spun ți-o întrebare să văd dacă ieși întreg de la emisiunea asta, având în vedere că avem două fete. Tu ai pus-o foarte pozitiv, chestia cu plecarea, așa,
Da, nu putea fi disperarea unei fete de a mă mărita. Și atunci am auzit de unul la sute de kilometri, mă duc, frate, și de nu l-am văzut în viața mea, mă duc numai să mă văd măritatea. O să aveți dreptul la replică, fetelor. Cred că aici mai este și relaționarea la Dumnezeu. Bineînțeles, în vremea aceea nu se relaționau la Dumnezeu ca tată, dar o oarecare cunoștință de Dumnezeu aveau. Oh, multă. Și, da. Știi că părinții spun de la Domnul vine lucrul ăsta, da. Noi nu mai comentăm. Și cred că avea o asemenea îndrumare, a știut, poate că a înțeles că asta este cel mai bine ce să facă și mă gândesc dacă într-adevăr ar fi fost așa disperată, cred că și-ar fi găsit acolo în Hai să văd dacă fetele sunt de acord cu tine. Fetelor, din cât vă aduceți voi aminte, ciobănița asta era frumoasă sau frumoasă? Frumoasă. Frumoasă. Bun. Era și bogată? Dacă avea turmă și era, bla, bla, bla. Era. Bun, spuneți-mi, în jurul fetelor frumoase, sunt băieți sau roiesc băieți? Roiesc și sunt. Așa, roiesc și sunt. Să nu vă uitați la noi. Dacă fata mai are și ceva și părinții fete mai au ceva... Aoleu. Crește șansele. Da, da, mult. Bun, și atunci vorba lui Raul, dacă ea era disperată să mărite, nu găsea un cioban dintre toți ciobanii din zonă să se... Bă, da. Bun, și de ce a așteptat ea și nu s-a măritat? Adică vreți să spuneți că e foarte greu să aștepți? Știa. Sau foarte ușor? Cred că își cunoștea valorile. Cred că nu-și dorea să-și compromită valorile ei de dragul, doar de dragul unui sentiment de autocompletare, de a poate a umple un gol, dar nu cu ceva ce trebuie sau ce este sunt necesar. Singură. Sunt singură. Chiar am văzut anumite reacții de genul de a căuta să umpli cu orice. Și în momentul acela e clar că primul lucru care îl pică, tu s-ar putea să dorești să îl iei și să ți-l însușești. Bun, mai ales dacă vine un Ionel și cu ciobănaș, turmă, fluier, frumușel, clopul pe ureche și moral, printre altele. Că doar se adunau la fântână mai mulți acolo cu oile, nu? Foarte adevărat. Foarte adevărat. Dar cred că... Dar ce valori avea? Că tu ai spus că ea n-a vrut să-și vândă valorile, să se compromită. Ce valori avea ea? Păi, în primul rând, temerea de Dumnezeu. Care era cam rară în vremea aia, da. Educația pe care o a primit-o de la părinți. Se vede din modul cum puneau problemele. Hărnicia. Să scoți apă pentru... Te-ai sacrificat cu o fată harnică. Doar harnică, nu. Asta chiar seara asta e pe val, le gândești. Așa gândești întotdeauna? Da. Da, e bun. Da, nu pot să zic întotdeauna, dar în ultimii ani, da. Pentru că deviza mea, am spus în felul următor, Doamne, fă-mă să văd o fată despre care Tu să spui că Te iubește pe Tine, să-mi descoperi lucrul ăsta în minte și atunci, dacă Tu îmi descoperi persoana respectivă și mă călăuzești către ea, eu rugându-mă, mijlocind pentru acest lucru, știu că mă va putea iubi și pe mine dacă lucrul ăsta este de la tine. Trebuie să înțeleg că tu te gândești la căsătorie. 22 de ani, frate. Nu, no, la 40. Cred că se poate. Atâta timp cât ai loc de muncă, poți să aduci o pâine pe masă în calitate de bărbat, consider că este un lucru îngăduit. Bun, fetelor, voi vă gândiți la măritiș? Eu momentan nu. Pentru că eu am 20 de ani. Nu în fiecare zi sau ce înseamnă nu? Nu prea. Bine, m-am mai gândit că da, mai văd mirese, mai ce bine mi-ar sta. Dar nu știu, n-am fost niciodată fată. Te uiți la mine, care fată nu? Dar e greu să aștepți, dar cu siguranță rezultatul final o să fie unul bun și unul frumos, dacă știi să aștepți. Și cum a zis și David, în Biblie, răbdarea. Lucrează sfințenia. Exact. Da, și eu mă rog pentru un băiat care
Să-L iubească pe Dumnezeu, în primul rând, și apoi să mă iubească pe mine. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le văd în băiatul ăla și multe care să... Mă miră, știi, care listă cam lungă. Păi dar nu, chiar că... atâta de... nu chiar atâta de lungă. Consistentă. Da. Da. Dar sunt lucruri importante. Da. Bun, dar ce faci la ora asta de nu te frământ atâta măritișul? Păi, sunt la facultate și momentan vreau să-mi termin facultatea. Bine, pot să am o relație, dar nu să mă mărit în momentul de față. Deci stai că o încălzim un pic, să nu cumva să înțeleagă băieții. Ea nu se gândește la măritat, dar în cazul în care apare unul, dă-ne 7 lucruri, ca să știi măcar. Unul care împlinește minim 7 chestii, poate că mă gândesc la o relație. Nu pot să zic 5. Păi zic 5 și mai adaugi 2. Bine. În primul rând să fie creștin. Autentic. Da, da. Așa. Să fie mai mare ca mine la vârstă. Bine că n-ai zis matur, că mai mare putem găsi. Mai matur... Eu... Mai matur. Păi nu, e o mare diferență. Ce ziceți, băieții? Între bătrân și matur. Cum adică bătrân? Păi, mai... e o diferență, pentru că poți să ai 30 de ani să ai minte de copil. Ups! Am văzut matur, vreau să spun. Matur. Așa, deci așa. Creștin autentic, mai matur ca tine. Da. Să mă iubească. Da. Pe Domnul mai mult. Pe Domnul mai mult, da, da. Și pe tine cât pe Domnul sau... Nu, mai puțin. Dar nu cu mult. Da. Așa. Acum știți cum e, să îmi placă cum arată. Da. Adică ce fie... fetele se uită și la aspectul fizic? Na, păi se uită acum. Cine nu știu, nu. Așa. Da. Aș vrea, dacă se poate, să se înțeleagă cu părinții mei, să aibă studii. Ce să vă mai spun? Acum m-ați luat pe nepregătite, dar mai am. Da, da, mă gândesc. Pe nepregătite vă da 5 motive. Da, da, 6, da, deja și i-am mai comentat. Uitați, eu. Vedeți? Da. Bun. Să slujească, vai. Important, foarte important. Asta e a doua. Neapărat în față? Care a doua? Că e 7. Nu, 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 stai, că el uite ce ți-o rica la fideu. Neapărat în față? Nu, 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 dar... Dacă ar vrea. Dacă ar vrea, merge și în față. Da. Da. Și dacă ar sluji mai în anonimat, dar o slujire autentică? Da, da. Îl scos tu din anonimat. Da. Bun, am înțeles, da. Păi eu spun poezii și poate o să spune și el. Îl învăț, îi spun. Da. Poate, na, acum... Da. Să știi că pe vremea tinereții mele, vorbesc ca un bătrân, că asta sunt, aveam 2 surori în biserică, am mai spus asta, dar mi-aduc aminte cu plăcere și vorbim de anii, 2 surori de corp și 2 surori de credință necăsătorite și recitau poezii pe roluri. Mi-ați dat o idee. Și era vecina pocăită și vecina nepocăită. Ei, ce era fan pentru noi copiii, că ele știau întreagă poezia, amândouă pe de rost, și în momentul în care probabil din pasiune sau nu știu ce, una intra în rolul ei, alaltă, tu Maria noastră, vezi că a intrat la mine. Era tot live în biserică. Wow. Ea s-o oprea, continua, dar era chestii faine pe roluri. Ce ai scoate din ce o zis ea de pe lista ta? Pe lista mea? Da. Nu scoate nimica. Ce ai adăuga? Ce aș adăuga? Cred că nimic. De ce nimic? Păi nu știu ce aș adăuga. Adică eu zic că prima dată într-o relație, să zic așa, ambii tineri, ambii, eu știu, trebuie să se lipească prima dată de Domnul și după unul de altul. Pentru că dacă nu ne lipim de El, nu ne va merge bine niciodată. Bun, dar de Domnul se poate lipi omul cu orice culoare. Nu chiar. A, dar să nu spui mie că un african nu se poate lipi de Domnul Iisus. Ba da, da. Și tu te-ai lipit de El? Păi, nu. Nu, deci, vezi, la tine culoarea nu e negociabilă. Am făcut o descoperire seara asta, da? De Domnul se poate lipi unul cu toată inima, chiar dacă e mai scund cu 5 cm decât tine. Vreți să o ridicați în picioare ca să... Deci cred că am prins-o și pe a doua. Ai văzut ce daruri am eu de descoperit? Pe prima am prins-o, pe a doua, să mai zic ceva? Nu, să nu mă mai leg de barbă sau de chestii, de... Bun. Dar în viața voastră sunt lucruri negociabile și nenegociabile. Nu, păi zic cu curaj ca să știe lumea, da?
Ce... Mă duc la băieți, că pe ei interesează fetele, nu băieții voștri. Așa, dacă nu e vorba de noi. Dacă nu e vorba de voi, dar alte chestii. Deși unii dintre voi zicea, uite mă ce mă descrie. Numai că nu le-a dus până la capăt. Am înțeles lucrul ăsta, da? Zi-mi că se vorbea aici de valori și hai să am curajul să o spun. Unul din lucrurile care îl menționează Biblia în dreptul fetei tale, da? Era virginitatea, că era curată și din punct de vedere fizic. Cum e fetelor? Ușor? Greu? În generația voastră? Mie nu mi se pare greu. Adică, mie mi se pare că ar trebui să respectăm cuvântul și să rămânem așa până la căsătorie. Asta este... Deci tu chiar iei Biblia așa? Dom'le, asta zice... Păi nu... dacă asta zice, asta trebuie să facem. Nu scoatem din Biblie ceea ce nu păi ne place. Păi ce mai cauți? Prin ebraică, cu greacă, cu nu știu ce... Nu facem știi... negocieri cu Dumnezeu. Adică, nu pot să zic, Doamne... Versetul ăsta nu îmi place, nu mi se potrivește, nu pot să... Trebuie să trec de asta și să fac cum zic eu. Nu, dacă asta scrie, asta trebuie să faci. Bun, și dacă ar fi greu, că tu zici că nu e chiar așa de greu. Și dacă ți-ar fi greu? Eu cred că prin post și rugăciune nu e greu, nimic. Nu mai zice și post și rugăciune. Da, eu mă gândeam, știi, eu sunt așa mai firesc, nu știu cum să zic, sau în fine. Mai direct? Nu, mă gândeam fata aia, care din punctul meu de vedere era o fată matură, adică ea nu avea grijă de turmă pe calculator, pe programe, IT și nu știu ce, trebuia să se întâlnească cu ciobanii, cu derbedei, cu unii ciobanii sunt care ciobani, știi, alții nu, dar așa. Așa e, așa e. Dar și în singurătatea ei, de la o vreme, și poate în generația respectivă un pic mai devreme decât în generația voastră, te gândești la măritici, mai te duci și cu oile toată ziua pe acolo, berbeci, mai fac curtea la oi, știi, că mai... Nu te gândești vreodată unde e bărbăcuțul meu, adică în relația cu Domnul, așa, zici, Doamne, pentru toți ai rânduit ceva, eu, a mea unde o fi? Era la distanță de un clic, sau de o cămilă, nu știu, dar... Da, zi, omule, de ce te-ai așezat între două fete? Nu spune adevărul... A, aici, da, bun, bun. Băi, nu chiar eu, alții te-au pus, de-aia am zis să stai acolo. Băieții au insistat. Da, da, și eu am zis să stai acolo și a fost bine. Pentru... Și a fost de acord, m-am bucurat. Pentru bun, asta este. Este. Tu ce vrei să discutăm? Cum e cu fetele? Cum e cu băieții? Cum e, cum e cu fetele? Cum e cu fetele? Păi fetele să spună cum e cu fetele. Greu. Bine. Ce s-a întâmplat? Păi, de data asta. Una a spus adevărul. Una a spus eu adevărul. Eu am spus greu. Da, da, da. Noi bine, nu poate să fie. Bai bine. Da, poate. Da, nu vrea să strice imaginea. Bun, dar de ce hai, să fie zi greu? Acum tu ești cu filmul tău. De ce e greu cu fetele? Păi de ce e greu? Pentru că noi suntem mai, cum să spună, punctuale decât băieții, într-adevăr. Așa. Dar și mai impulsive. Cu băieții e puțin mai greu. Da, de fete vorbim acum. De ce e greu cu fetele? Păi, cu fetele e mai greu pentru că noi gândim mult mai matur, ne maturizăm mai devreme decât băieții, ai clar. Mamă, asta e. Și noi tot timpul avem ceva de zis, adică nu se oprește unde ziceți voi. Noi trebuie să continuăm, e normal. Să ne spunem punctul nostru de vedere și tot timpul e așa cum spunem noi. Păi mi se pare cam pe direct așa, deci chiar apreciez sinceritatea. Și ai priceput mama să vrei să spui ceva. O să treacă câțiva ani și o să-ți dai seama de cum stau lucrurile. În momentul când te apropii de momentul ăla, când da, așa, trebuie mai, să mai te... Mai zice cineva așa. Da, păi dacă vrei război în fiecare zi în casa ta, atunci poate să fie numai cum dorești tu sau... Băi, ea nu vrea război, ea doar vrea să pricep că ea le știe pe toate. Oare? Și... Oare? Nu chiar pe toate. Majoritatea iar, și nu când putem, nu știe învață. Noi femeile da. Nu putem să facem ce poate... Nu putem să facem ce poate face un bărbat, normal. De ce e ușor cu fetele? La murestul pe vecinul. N-a zis că e ușor, am zis că e frumos. O zis că e bine. Am zis bine, am zis că e bine. Da. Deci e... bine nu înseamnă neapărat ușor. Da, nu? Vedeți? Da, e bine pentru că
e bine să ai o prietenă așa și să mergi cu ea, să o scoți la un suc, la o prăjitură, să stați, să povestiți. Nu că ar fi ele egoiste, la asta mă gândeam. Nu că ar fi egoiste, doar ție îți oferă ocazia să practici mila creștină. Să mergeți la biserică împreună, aha, să da. Vă rugați împreună. Te-ai prins, te-ai prins. Așa, și mai multe, dar ți le zic eu. Să vă certați împreună. Păi dar nu se ceartă. Nu, deci dacă e persoana potrivită, vă certați mai rar. Dacă e persoana care nu e bună, vă certați mai des. Și poate mai scurt atunci, dacă tot te cerci. Asta e ca și reclama aia la Colgate. 9 din 10 ori, de 9 din 10 ori, o să tac, știi? A 10 oară. Bun, să luăm pe Ade la mijloc, el tot e la mijloc și e mai mic și acum ăia mici întotdeauna așa. Ce ar trebui să știe el despre fete? Băieți, aveți cuvântul. Ca să suferă mai puțin în viață. Din ce ați citit voi, nu din... Nu știu ce. Aveți surori? Nu. 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 Aolea. Eu ce... sunt și singur la părinte. Foai, ce puteți scoate acum. Sper că ați citit o carte bună. Ia ziceți. Noi suntem surori în Domnul. Faceți cateheză cu el. Amin. Ce ar trebui musai să știe despre fete? Sunt complicate. Că sunt complicate? Puțin așa, da. Da, bun, de ce sunt complicate? Că așa le-a creat Domnul sau mai complică și ele pe lângă ce mai complică, complică și ele, cât ce să facă. Și ele, da, trebuie să ne complicăm, că n-avem ce face, dar ne descomplică. Bun, haide să ne întoarcem la cuvânt. Da, eu sper că din cuvânt am discutat, că același da. Cuvânt vorbește despre băieți, despre fete, despre da. Căsătorie și toate celelalte. Deci chiar mă gândeam dacă ar fi cu ceva vitamina C acum pe sezonul mai rece, lucruri importante în viață care s-au întâmplat în viața noastră. S-a întâmplat concepția, că altfel n-am fi aici, da? După asta s-a întâmplat creșterea, că altfel n-am ajunge aici, da? Ați trecut fiecare prin procesul convertirii? Da. Întoarcerea la Dumnezeu, da. Da? Da. A fost bine, frumos? Cel mai frumos. Ce v-a motivat? În cazul meu pot să spun că a fost o căutare de mic. Cumva Dumnezeu în ființa mea a pus de foarte mic dorința asta de a cunoaște. Sunt o persoană foarte curioasă. Cunoaștere care... în general, da. Da, 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 în general. Și îmi place să fiu o persoană care să fiu stăpână pe ceea ce spun. Degetele în priză le-ai băgat sau încă nu? Nu, nu. Dar nu eram departe, deci... Am înțeles, da. Da. Și în cunoașterea asta generală a apărut și subiectul și divinitate. În cunoașterea aceasta generală, Dumnezeu a îngăduit cumva să strecoare și prin părinții mei de mic. După cum am spus, nu erau din contextul evanghelic. Dar a îngăduit să introducă în viața mea Scriptura. De mic tatăl meu mă învăța psalmi de la vreo 3-4 ani, de când am început să pot să vorbesc mai bine. Și era foarte interesant pentru mine chiar modul cum am primit eu numele meu, că eu n-am primit numele David că i-a plăcut lui tata sau lui mama. Ei credeau că o să aibă fată și până am ieșit, eu tot fată am fost și trebuia să fiu Cosmina după tata. Și a fost o chestie foarte așa interesantă că taică-mi era convins că eu o să fiu băiat și a spus către mama, dragă, dacă va fi totuși băiat, uite să-i spunem numele din Sfânta Scriptură. A deschis la cartea psalmilor, la psalmii lui David și el a spus așa, primul nume de bărbat cucernic, cu frică de Dumnezeu care va ieși, numele acela îl vom pune dacă va fi băiat. Și s-a deschis la... Un psalm al lui David. Un psalm al lui David. Corect. Și atunci a fost clar. Și chiar mi-a amintit cineva de o întâmplare care s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, vreo 16 ani, aveam vreo 4 ani și jumătate și m-a întrebat cineva la nunta unchiului meu, pe cine iubești tu cel mai mult?
Și eu, în inocența mea așa de copil, am spus pe tata și pe mama, dar cel mai mult pe Dumnezeu. Și cumva, nu pot să spun să articulez, aș putea să articulez momente în care Dumnezeu m-a cercetat și să arăt spre ele. Dar a fost o modelare continuă, pentru că eu de asta am spus că e îndreptarul. Mm-hmm. O modelare continuă și de durată. Până la cât? Până la 21 de ani? Până la sfârșitul vieții. Ah, da, deci există și în veșnicie, că vom învăța foarte multe lucruri și acolo. Există speranță. Bun, Amina? Da. Ce te-a făcut pe tine să te gândești la o relație personală cu Domnul? De mică mergeam la școala duminicală și pentru mine, la mine în familie doar mama era botezată. Cum am zis, de micuță mi-a plăcut în biserică. Am încercat să am o relație cu Domnul citind din Biblie, ascultând diverse cântări. Mai colorându-l pe Zacheu, că se dă jos. Mai colorându-l pe Zacheu, da. Dar am ajuns într-un punct în care am luat totul foarte serios. Dar sper că nu zici că te-a părăsit un băiat și te-ai văzut singură. Nu. Am avut un vis, în schimb. Un vis cutremurător, foarte cutremurător. Atunci a fost momentul în care eu am zis că îmi doresc foarte mult să fac botezul și să fiu lângă Domnul. De atunci, până la finalul vieții și în veșnicii, cum a zis și David, da. Regreți? Nici o clipă. Altele le regrezi, da? Altele le mai regret eu, da, asta nu. Asta nu. Zi tu, ca să ajungă microfonul la fată. Da. Eu n-am fost crescut într-o familie de creștini, de pocăiți, dar și-am văzut traiul de zi cu zi a părinților mei înainte să-L cunoască pe Dumnezeu și după. Și asta m-a determinat să mă schimb și să mă... Deci a fost așa de evident la ei? Da, da, a fost foarte evident. Și ce ai zis? Dacă Dumnezeu i-a transformat pe ei, e da, bun și pentru mine. Să... Da, da. Am zis, vreau și eu să fiu bun și... Super. Tu ne-ai zis acum, da? Hai să vedem ca la voi să... Uite, extremele. Voi ziceți de ce am vorbit așa de convertire, am vorbit de căsătorie. Cum ar fi cu cariera? Cariera? E important în viață, nu e important. Sau dacă un creștin doar are sufletul mântuit, convertit, se gândește la cununa din cer, ce mai contează cariera în viață? Eu cred că cariera este foarte importantă pentru că orice om mare a avut o anumită carieră, fie că a fost mai cunoscută, mai bine privită de ceilalți oameni, fie că a fost mai, să zic, respinsă, a avut ceva la care să lucreze și în care să-și investească energia. Bine, acum sunt unii care s-au lăsat de, nu știu, profesia lor pe care au învățat-o în liceu și la facultate pentru ca să meargă să vorbească oamenilor despre Evanghelia și așa, dar cred că profesia este un aspect important în viața oricui, mai ales în viața tinerilor, pentru că... Și poți să faci carieră și să fii un bun creștin și să mărturisești Evanghelia? Eu? Da. Da, poți. În același timp le poți face, pentru că și chiar în jurul tău poți să transmite Evanghelia, le poți vorbi oamenilor despre asta și eu cred că poți face și asta în timp ce ai o carieră. Deci Hristos poate fi prezentat ca ajutor real pentru viața de fiecare zi, colegilor tăi, da, exact, partenerilor de afaceri. Exact. Da, asta mi se pare spus oriunde. Evanghelia, da. Oriunde. Eu am avut așa o dorință, o rugăminte, chiar la începutul vieții noi în România, când și le spuneam celor care au început o afacere, am spus, să știți că eu mă bucur foarte mult că ați început. Mă rog lui Dumnezeu să aveți mult succes pe câteva motive. Unu, sper să vă aduceți dărnicia zecială la biserică. Cu cât aveți mai mult succes, cu atât vine plicul mai gros sau intră în cont. Dar asta n-avea nimic de a face cu egoismul meu, ci cu binele bisericii. Dar trecând peste gluma aceasta, care nu neapărat o glumă, spuneam, dacă Dumnezeu vă va binecuvânta și veți ajunge undeva sus, voi să ajungeți cu Evanghelia unde eu nu o să ajung niciodată. Și ideea asta mi-a venit de la un foarte mare om de afaceri din afara țării,
care la un moment dat, după ce într-un an a fost numit, cred că și omul de afacere al anului și nu știu ce, oferea consilier în business. Asta ce însemna? Că probabil ăștia multimilionarii, care vreau să mai înmulțească milioane sau ceva, îl plăteau pe el cu bani grei ca să-i spună ce ar mai putea face în firma lui. Știi, câteodată un ochi din afară te poate impulsiona asta, dacă ai darul ăsta. Și el spunea, ei mă plătesc pe bani grei, vorbim de întâlniri între două, trei persoane, că ea nu discută cu mulți și zice, mă așteptau cu mese bogate, cu tot, și eu primul lucru am să mulțumim lui Dumnezeu pentru... Și erau blocați, adică, domnule, eu te-am chemat pentru că... Dar ce ei aveau nevoie de mine? Și eu, pe banii lor, îi evangelizam, adică spuneam, domnule, asta e relația mea, viața mea cu Dumnezeu, pentru că aveau nevoie de mine. Întrebarea mea, crezi că vreodată eu voi ajunge la ala? Niciodată nu ajung eu să-i predic Evanghelia. Dacă tu ești omul de afaceri sau la colegii tăi de facultate, la colegii tăi de catedră, știu unde, la... tu ai avioane în cap sau în buzunar? Cum e? Deocamdată în ambele. Ambele, bun, am înțeles, da, o să le explicăm. Deci se poate, da? Bine, și cu cariera am lămurit-o. Ne întoarcem la cuvânt, că toate sunt în cuvânt. Care sunt versetele care vi le spun alții vouă tinerilor, așa? Aveți unele care mereu se întorc la voi? Nu neapărat că vreți voi să le auziți, dar vi le spun alții. Da. Ia zi. Foarte des mi se spune, bineînțeles, într-un mod greșit, dar... Nu vă potriviți chipului veacului acestuia? Dar nu de la barbă. Sau din de... cauza bărbii. Da? Da. Pentru că, dacă am spus la început, sunt unii care înțeleg greșit și atunci, din cei care înțeleg greșit, unii rămân la înțelegerea greșită și eu o dau și altora. Bun, dar ție când zice să-ți dai jos barba, ți-o dă cu Biblia sau zice, bă, ai arăta mai tânăr sau mai frumos? Păi, în afară de versetul acesta... Nu. Să nu vă potriviți. Da, nu au păi, dar tu de ce nu spui că îl împlinezi? Zice să nu ne potrivim, să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă prefaceți. Da. Și unii se prefac mereu. Acolo scrie prin înnoirea minții, nu prin înnoirea bărbii. Da. Da, e ok, da. Deci ăsta, ție dacă vrei să-ți dau un verset bun, ăsta să... din Romani, o să-l țin minte, da? Verset care nu neapărat ție, în general tinerilor mereu li se amintește, avem noi grijă să nu le uitați. Să fim ascultători de părinții noștri, în general. Încă, să... da, se mai zice. O autoritate, până la urmă, vor avea totdeauna în viața noastră. Ei nu-și vor pierde statutul de părinte. Ce faci dacă maică ta nu e de acord cu fata? Te rogi. Te... Poate te rogi te de și... fată, de mamă sau te rogi Domnului? Nu, te rogi Domnului. Poate te și întrebi. Bun, nu este de acord. Care ar fi motivele? Sunt întemeiate? Sunt explicit ceva de preferință? Bun, îți dau o chestie. Dacă mama ei, care e deocamdată împotriva oamenilor credincioși din lumea evanghelică, mâine ar fi împotriva unui băiat evanghelic, ți se pare normal sau ieși din comun? Nu mi s-ar părea justificat, dar înțeleg oarecum. Exact. Deci merge pe felia asta. Nu-i ceva ieșit din comun, da? Da. Bun, da. Hai să întreb altceva. Dacă mama ei, care în 99% din situație o susține pentru că o iubește, și acum spune, fată, nu-i de tine, n-are nicio treabă cu tine, ar trebui să mai rumege un pic ce-o zis mama, să spună, hai mama, ești depășită. Probabil că ar trebui să stăm la o discuție astfel încât să analizăm motivele pentru care consideră că eu, persoana pe care o curtez pe fiica ei, nu sunt potrivită. Și probabil că din experiența de viață ar exista câteva motive foarte întemeiate care ar putea să fie acolo. Poate să se și înșele. Da, sigur. Dar sigur, experiența își spune cuvântul. Bun, dar hai să vă întreb eu ca părinte. Să spun la copilul meu îndrăgostit toate motivele pentru care nu sunt liniștit sau împotrivă. Voi nu prea vindeți așa când sunteți îndrăgostiți. Adică nu există riscul ca în timp ce eu îți spun, bă, fată, băiatul ăsta seamănă cu Moșu, sau Moșu s-a avut dungă roșie pe buletin din al doilea război mondial, nu există riscul ca tu deja text message, vezi că tata nu e de acord, tata au zis că Moșu a fost cu linie roșie pe buletin, tăți a fost nebuni, neamul tău, toți oamenii.
Eu personal îi spun aproximativ, adică aproximativ, îi spun totul lui tata. Și fata lui tata. Normal. Dar niciodată, dacă am avut o discuție cu tata legată de un băiat, niciodată n-am să-i spun acelui băiat, uite ce crede tata despre tine, sau nu, am ținut-o pentru mine. Dacă într-adevăr tata mi-a dat niște anumite sfaturi care să mă îndrepte pe mine și să-mi spună că poate n-ar mai trebui să ies cu acel băiat din vari motive, așa, mă îndepărtez ușor, dar niciodată nu am ales să îi spun acele lucruri. Ușor și repejor. Bun, da. Adi, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Umblând pe calea lui Dumnezeu. Mi se pare varianta bună și... Da. Bun. Ai citit vreodată chestia aia cu fugi de poftele tinereții? Da. Nu, dă-mi și mie explicație. Păi, să nu te lași condus de lumea asta, adică, de exemplu, în tinerețea, adică tinerilor din lumea asta, sunt multe pofte și plăceri, păcat. Acum, n-ai zis din lumea asta, așa. Din lumea asta mă refer... Da, ca să nu zic înspre mine, din lumea asta. Mă refeream... Da, așa, din... Poftele firii pământești, la aia mă refeream, nu la noi. Da, da, nu la noi. Nu la noi. Nu la noi. Lacrimă. În fine. Sunt multe plăceri și pofte pe moment. Pentru că... Bun, dar ideea asta de fugi. Adică, pentru a scăpa de acel păcat, trebuie să te îndepărtezi, să fugi de el. Adică dacă stai și, nu știu... Să știi că mie când a zis prietena ta că ea nu vrea să fie aproape de toți, în prima fază nu mi-a prea plăcut. Pentru că, la modul teoretic și practic, noi ar trebui să iubim pe toți oamenii, exact. Să ducem Evanghelia tuturor oamenilor, adică dacă nu le spunem noi despre Hristos cine și celălalt, cine să le spune? După asta, când ea a spus că totuși are unele persoane care, dacă am înțeles eu bine, ea... Așa am și eu și am îndepărtat acele persoane ușor. Nu... Este... De ce? Deci ai dat seama că tu nu le poți ajuta, dar te pot încurca ele pe tine? Nu, dar mă conduc negativ. Încerc să mă tragă de partea lor și, oarecum văd că încearcă de fiecare dată să mă conducă acolo unde este păcat. Și încerc să mă feresc de acel lucru, nu că nu le-aș vorbi despre Dumnezeu. Țin legătura cu acele persoane puțin mai distant și le vorbesc despre Dumnezeu și despre ce ar trebui să facă și ce ar trebui să facem toți. Dar sunt ocazii foarte clare în care nu. Nu pot să merg mai mult de atât. Nimeni să nu vă disprețuiască tinerețea, ci fiți o pildă pentru... Pentru credincioși. Adică? Cred că, în primul rând, noi suntem pilde pentru cei din jurul nostru și, în principal, cei din jurul nostru sunt credincioși, pentru că noi creștem în biserică în mare parte. Și cred că asta, faptul că noi suntem, că noi trebuie să fim o pildă pentru ei, denotă oarecum și trecutul nostru, nu neapărat al nostru direct, ci al familiei noastre. Mă refer aici la faptul că noi tinerii avem impresia că putem să conducem lumea până la o anumită vârstă. Și apoi, când ajungem la vârsta maturității, ne dăm seama că nu este chiar așa. Când avem parașut acolo. Da. Și cred că asta este partea grea din faptul că noi trebuie să fim pilde pentru credincioși. Stai că vreau să-l încurc pe David. Deci dacă el are dreptate cum gândesc eu, să înțeleg că tu, ca tânăr, ar trebui să fii un exemplu și pentru cei în vârstă? Da. Da. Dar dacă pot să spun un lucru din experiența mea și ca și învățător la copii. Fiind învățător de școală duminicală, poți să-ți dai seama, de fapt, foarte ușor... Ți-ai dat seama că ești cam rar în specia, în domeniul ăla. Domnul Trandafir. Că de obicei cam fetele... Mă spun și lângă o floare. Nu, dar cam fetele sunt...
Știi, unele chiar au chemarea din partea lui Dumnezeu să fie aici și altele când le părăsește că nu le mai răspunde, au primit chemarea să meargă la copilașe. Da, da, nu-i da, vorba da. De zona... Nimeni nu, nu. Da, da, da. Vorbim de niște concepte aici. Concepte apuse da, de mult, da. Da, exact. Da, este adevărat, dar îmi plac foarte mult copiii. Îmi place voioșia lor, îmi place curăția de care ei dau dovadă, îmi place inocența, îmi place vitalitatea pe care o au. Bun, și atunci ce ne-ai spus? Că ai vrea o fată plină de viață să te însori cu ea, nu una mohorâtă și acră și... Există un loc, un spațiu în care îl las pe Dumnezeu să mă surprindă, știți? Că el oricum știe de ce am nevoie și atunci decât să-i spun eu adică vrei să rețeta, te surprindă în mod plăcut? Exact. Am înțeles. Decât să-i dau eu o rețetă completă care s-ar putea să nu fie. Dacă una acră așa bună. Și mohorâtă și îi putea care nu gustă nicio glumă. S-ar putea ca ea să nu mă suporte pe mine. Mai ce speranță are, ce speranță. Mai degrabă. Legat de versetul... Scuzați că fac da, paralele. Da, da, acum văd că dumneavoastră la mine tot tindeți la subiectul ăsta de însurătoare care cumva mă și bucură. Dar îmi dă speranță. Știți? Domnul lucrează. Domnul lucrează. Ce voiam să spun? Fiind în mijlocul copiilor, dar și în fața lor, am constatat cât e de important să dai un exemplu. Și, de fapt, noi, fără să realizăm, în momentul când trecem de acea vârstă de vreo 15-16 ani și începem și noi, băieții, să răsărim așa, să ne împuternicim, să fim cumva un mic ideal al lor, e foarte important ca idealul acela, când se uită ei la noi, să fie unul corect. Să nu vadă doar un trup. Să vadă și un caracter, în cazul meu să spun un viitor bărbat, un om care se descurcă, e capabil să pună mâna pe ceva și pe ce pune mâna acel tânăr să iasă ceva din mâine. Nu-s idei cam învechite despre bărbăție? Nu cred. Pentru că... Nu, eu cred că sunt biblice, dar am întrebat dacă nu sunt învechite. Nu, nu cred. Știți de ce? Pentru că am văzut foarte mulți bărbați șmecheri. Pe final de emisiune ne dai și tu. Nu am ieșit cam bine în emisiunea asta. Hai zi. Da, asta e adevărul. Am văzut foarte mulți bărbați care au umblat și cu șmecherii. Și la pentru... ce te referi? În ce domeniu? A relațiilor sau... A relațiilor, a profesiei, a încerca să fii oportunist în sensul de a lua mereu tot ce e mai ușor și a lăsa ce e mai greu să rezolve alții. Și am văzut cam ce au cules. Și nu a fost deloc un caz fericit nici pentru ei, nici pentru oamenii din jurul lor, din păcate. Și o altă idee care îmi vine, tot legat de conceptul acesta de familie, am spus întotdeauna, vreau ca în momentul în care să mă căsătoresc, Dumnezeu mă pune alături de o persoană. Persoana aia să mă perceapă ca și o binecuvântare. Nu să considere că, m-am pricopsit cu ăsta. Cum să fac ca să fac să fie bine? Hai să zicem, nu scap. Nu mergem chiar în extrema aia de a scăpa de el. Dar totul să fie un stres, o tensiune. Eu când mă uit la celălalt, chiar să pot să văd la ea în cazul unui băiat, ia la mine ca și fată, să pot să văd un ajutor reciproc. Eu aș putea să mă abțin, dar ce rost are? Acum, cine a dus discuția de căsătorie? Dar pun o întrebare, că tot a zis că pe mine m-ați luat tot seara asta, numai căsătoria. Hai că mă duc la tine, Raul. Zim cu versetul ăla. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, dar... Dar, mereu dar. Este un dar. Dar. Cred că prima parte sună foarte fain pentru toți tinerii și
Mulți și-ar dori să o elimine pe a doua parte, care spune, dar să știi că pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată. Nu o judecată în care să te pedepsească, ci o judecată în care să arate ce ai făcut bine, ce ai făcut rău. Cred că este un mesaj interesant, pentru că noi tinerii tindem să căutăm să ne bucurăm de viață în tot felul de moduri. Și este bine să ne bucurăm de viață atâta timp cât o facem într-un mod, să spun, biblic. Nu într-un mod în care să gustăm din toate plăcerile vieții, pentru că pot să fie doar aparențe. Pot să pară doar că sunt plăceri, dar când ajungem la esența lor, să ne dăm seama de fapt că nu sunt chiar așa de frumos împodobite și pe interior cum au fost pe exterior. Dar știi care e avantajul să îmbătrânești? Că dacă nu îmbătrânești degeaba, înveți unele lucruri. În urmă cu câtva timp am descoperit secretul cum poți umbla, chiar cum zice Solomon, că zice umblă pe căile plăcute inimii tale. Și să știți că este o variantă nu neapărat ușoară, dar realistă, când poți să-ți asculți dorințele inimii. Să vă vând secretul așa gratis la sfârșit. Da. Da. Puneți inima în mâna lui Dumnezeu și ascultă-ți dorințele inimii. Deci dacă inima ți este pe placul lui Hristos, ascultă toate dorințele inimii. Nu vorbim de inima veche care te duce acolo, dar dacă ai o inimă nouă care îl iubește pe Dumnezeu și ascultă Dumnezeu, atunci chiar îți poți împlini dorințele inimii. Voi mi-ați împlinit o mare dorință venind în seara aceasta la emisiune și mă bucur, vă mulțumesc frumos. Sigur că voi tot vă întrebați când începe emisiunea, cât ați avea voi de spus, dar asta este, timpul curge repede, mai ales când curge frumos. Și sper să rămâneți îndrăgostiți în continuare de Cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât de băieți, și băieții să vină tot prin cernerea cuvântului și fetele să vină tot așa prin sita cuvântului lui Dumnezeu. Și în timp ce voi descoperiți frumusețea cuvântului lui Dumnezeu și câte beneficii aduce în viața voastră, să împărtășiți și cu alte. Sper că ei se vor ruga mai mult și pentru părinții tăi să cunoască un pic din Sfânta Scriptură și bucuria și să poate așa ca un prim pas să elimine gândul acela că neapărat cineva te-a spălat pe creier și să vadă că asta e chiar trăirea ta cu Dumnezeu și bucuria ta, că nu-și oșteată și nu te plătește nimeni. Sper într-o zi, la vremea potrivită, să vă găsiți și băiatul, fata potrivită. Numai de unul, una aveți nevoie și în lumea asta sigur există și eu cred că s-a născut pentru fiecare. Deci nu este o problemă. Și sper că voi, cei care ne-ați ascultat, dacă Biblia este undeva uitată, sau prin telefon, sau prin laptop, sau undeva în raft, așa, și unora vă place să mai simțiți mirosul de carte, să știți că Biblia chiar are un miros deosebit, nu un miros sfânt, un miros deosebit, așa, dar dacă o deschideți, subliniați, vizualizați acolo, uneori nu o să știți că este vorba, dă-i epistola către capitolul cu tare, o să știți, păi acolo sus, în colțul paginii, acolo în dreapta sau acolo în stânga, este mustrarea sau binecuvântarea lui Dumnezeu. Este cuvântul care ne transformă, este, dacă doriți, unul dintre cadourile extraordinare pe care ne le-a făcut Dumnezeu, să avem învățătura Lui în casa noastră și sigur în mintea noastră. Și nu la întâmplare ni se spune că Iisus cu Hristos este cuvântul întristat și în El Dumnezeu și-a ascuns toate bogățiile și binecuvântările Lui. Așa că rămâneți în cuvânt, citiți cuvântul, rugați-L pe Duhul Sfânt să vă călăuzească în înțelegerea cuvântului. Nu pricepeți ceva astăzi, nu e nimic, treceți mai departe. Rugămintea mea, nu trăiți ce nu înțelegeți, dar ce înțelegem, să trăim astăzi și poate vom înțelege mâine. Și dacă putem răspândi cuvântul lui Dumnezeu, să o facem, pentru că El este Cel care ne aduce binecuvântare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tinerii care i-ați văzut în fața voastră. Așa, în paranteză, dacă vă place de un băiat, de o fată, mă sunați pe mine, poate vă dau numărul de telefon, nu se știe niciodată, vedem care este taxa, poate vă dau numele Domnului, depinde ce o să iasă până la final, da? Dar să vă placă, ați auzit, cel puțin fetele au spus, să vă placă întâi mai mult de Hristos decât de ele și dacă vă trimite Hristos la ele, atunci chiar nu trebuie să treceți pe la mine, vă fixează Hristos GPS-ul și ajungeți unde trebuie. Vis-a-vis de băieți, fetelor, rugați-vă să fie aproape de Domnul, că o să fie bine lângă voi și în fruntea voastră. Cum ai zis, în mijlocul lor și în fruntea lor. Te refereai la fete sau la copii? La copii. Da, te-am citat, nu, da, asta, deci în mijlocul lor și în fruntea lor. Că
dincolo pe celălalt subiect ar fi în mijlocul lor și în fruntea ei. Am înțeles, da, să nu le încurcăm. Bun, mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care ne ajută să înregistrăm, să ajungem în casele voastre. Fiți o binecuvântare pentru alții, că așa faceți loc multor altor binecuvântări din partea lui Dumnezeu pentru voi. Chiar vă iubim pe voi, tinerii, și vă spunem din proprie experiență. Noi am fost tineri, am îmbătrânit, dar am văzut ce efecte frumoase a avut Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Vi le dorim și vouă din belșug.